Bună, dragii mei, și bine ați venit, revenit pe canalul meu de YouTube, Infinitul Violet. Facem astăzi ora de psihologie online și discutăm despre etape în dezvoltarea personalității, mai exact despre etapa preadolescență și adolescență. Dar înainte de asta, haideți să recapitulăm care sunt etapele în dezvoltarea personalității. Vorbim de 0-1 an, etapa sugară, de 1-3 ani prima copilărie, 3-5-6 ani a doua copilărie sau perioada preșcolară, 5-6, chiar 7 ani până la 10-11 ani perioada școlară mică, de asemenea 10-11 până la 14-15 ani vorbim de preadolescență, 14-15 până la 18-19 ani vorbim de adolescență. De la 20 la 26 de ani, psihologia vârstelor a inclus ceea ce se numește adolescența târzie. De la 20 la 30 de ani, tinerețea. De la 30 până la 55, chiar 60 de ani, vârsta adultă. De la 60 la 70 de ani, maturitatea și de-abia de pe, la vârsta de peste 70 de ani vorbim despre bătrânețe. Bun, acestea fiind spuse, vom discuta astăzi despre preadolescență, perioada de la 10-11 ani până la 14-15 ani. Este caracterizată prin marile transformări anatomofiziologice, iar semnul declanșării preadolescenței este puseul de creștere. De asemenea, în această perioadă crește foarte accelerat statura, cresc în special membrele inferioare, musculatura se dezvoltă mai lent decât restul scheletului și apare o oarecare stângăcie în mișcări. De asemenea, organele interne se dezvoltă mult mai în ritmuri diferite, astfel inima crește mai repede decât arterele și pot apărea aici tulburări cardio, ca de exemplu aritmiile. De asemenea, inima și plămânii au o creștere mai lentă, ceea ce duce la oboseală și chiar la tulburări de respirație. De asemenea, au loc transformările endocrine. Se intensifică activitatea glandei tiroide și a glandelor sexuale. La fete se remarcă o dezvoltare sexuală mai precoce decât la băieți, iar toate aceste transformări solicită foarte, foarte mult energetic întreg organismul, astfel că apar frecvente dureri de cap, dureri abdominale, amețeli, senzații de sufocare și chiar tulburări de respirație. De asemenea, procesele cognitive se dezvoltă destul de accelerat în această perioadă. Se dezvoltă spiritul de observație și acuitatea senzorială. Crește capacitatea de memorare și, de asemenea, memoria devine selectivă. Se asimilează noi tehnici de învățare acum în perioada preadolescenței. De asemenea, se perfecționează limbajul, se utilizează limbajul de tip argou, specific grupului, gândirea devine abstractă, iar în plan afectiv se remarcă instabilitatea, irascibilitatea, hipersensibilitatea emoțională, astfel încât furtunile afective alternează cu perioade de apatie. Este așa o perioadă un pic bipolară la modul normalitate în viața preadolescentului. Dezvoltarea morală. Se realizează acum tranziția de la moralitatea constrângerii la moralitatea cooperării, de la preconvențional la convențional. Preadolescentul este critic în general cu adulții, este critic cu profesorii săi, dar depinde foarte mult de educația dată de acasă, cum își manifestă această critică. În niciun caz nu se manifestă printr-un limbaj obscen, ci pur și simplu prin a-ți spune opiniile într-un mod critic. Astfel, el descoperă numeroase defecte la părinți,
la profesori și este bine să și le spună într-un mod civilizat. Grupul îl ajută pe preadolescent să se maturizeze și oferă suport și confirmare, dar constituie totodată și un mediu precoce. Nu toate mediile sunt așa, dar există și medii în care se dezvoltă acum viciile, ca de exemplu alcoolul și consumul de tutun. Bun, cam aceasta este preadolescența și vreau să vă citesc și ceva. Cum înfruntăm noile schimbări? Părinții trebuie să rămână deosebit de vigilenți în această perioadă de viață a celor preadolescenți. Adulții le pot fi de mare ajutor copiilor dacă le explică și le transmit semnificația modificărilor pe care le suferă organismul și mințile lor. Trebuie avute în vedere anumite principii bine stabilite privind creșterea unui copil. Primul și cel fundamental constă în faptul că fiecare copil este un individ unic și creșterea și dezvoltarea lui vor fi deci diferite de ale altora. În al doilea rând, trebuie să realizezi că o copilărie fericită este suma mai multor factori, inclusiv prezența dragostei și a respectului. Iar în cele din urmă, trebuie să renunți la ideea de a compara creșterea copilului cu un ideal de dezvoltare pentru vârsta lui. Cel mai important indicator privind educația este modul în care se simte și, cât de deplin își trăiește etapele copilului. Și ca un sfat, la un moment dat părinții simt o nesiguranță cu privire la modul în care își vor disciplina copiii. Evident, vor dori să atingă un echilibru între a fi dur și a fi permisiv. Un părinte nu trebuie să fie știut de frică, de copiii săi. Cel mai bine va încerca să mențină canale de comunicare deschise. Deci o comunicare deschisă cu copilul ajută întotdeauna. Bun, și o să trecem acum la cea de-a treia etapă din evoluție, și anume adolescența, care debutează la vârsta de 14-15 ani până la 18-19 ani. Deci această perioadă începe după 14 ani și are un ritm de creștere mai lent comparativ cu ritmul din preadolescență. Procesele cognitive se perfecționează. Adolescentul este capabil să gândească fără a folosi suportul concret și toate procesele psihice se specializează. Gândirea, limbajul, memoria, imaginația, toate capătă un alt contur acum. În plan afectiv, adolescentul devine mai echilibrat decât preadolescentul, reușește să-și domine reacțiile impulsive și în această perioadă se dezvoltă voința, fiind posibile eforturi voluntare intense. Tot în această perioadă apare și prima dragoste și prima experiență sexuală. Astfel, adolescentul aspiră la autonomie, la originalitate și este preocupat de cunoaștere, de cunoaștere pe toate planurile, mai ales de autocunoaștere și cunoașterea celorlalți. Reușitele îl entuziasmează pe adolescent, însă înfrângerile distrug rapid imaginea pozitivă, imaginea de sine. Adolescentul este preocupat de definirea identității și tot în această perioadă poate avea loc criza de identitate. Dar această criză de identitate, am observat eu în practică, nu este obligatorie. Există atunci, acolo unde comunicarea cu părintele a fost constantă și de la încă de când erau mici, acești copii se dezvoltă destul de echilibrat și nu au chiar o criză de identitate. Bun. Această criză de identitate, ce înseamnă mai exact? Înseamnă neîncredere și sentiment de inferioritate, chiar lipsa respectului față de sine. Și tot acum devine activă tendința de filozofare. Adolescentul își pune întrebări despre cine este el, ce este viața, cum sunt ceilalți. În planul relațiilor interpersonale, adolescentul este preocupat de înțelegerea prieteniei, a iubirii, a solidarității umane, toate constituind oportunități de autocunoaștere și cunoașterea celorlalți.
Tot în această perioadă, adolescentul este sfătuit și este bine să fie așa, să facă voluntariat, să meargă să voluntarieze la diverse ONG-uri, să voluntarieze copii mai mici, pentru că asta îl dezvoltă foarte mult. Caracterul rămâne însă oscilant în această perioadă, chiar instabil, dar caracterul omului se dezvoltă până la 26 de ani, deci adolescentul poate să-și cizeleze acum caracterul. Adolescentul este de asemenea preocupat de viitoarea carieră și de succesul lui în carieră și va face tot posibilul să își așeze cumva plapuma așa cum trebuie. Moralitatea în această perioadă ține de cooperare, de convențional și crește de asemenea tendința de a gândi regulile. Și vreau să vă mai citesc și despre această perioadă ceva. Am aici de la 11 la 18 ani. Schimbările. Până la 10 ani de viață, majoritatea părinților afirmă că își cunosc bine copiii, fiindcă încă de mici aceștia aplică ceea ce sunt învățați. În anii acestei etape sunt în medie descriși ca fiind conflictuale. În termen general, cele mai mari transformări au loc în paralel, atât în corpul cât și în mintea adolescenților. Sunt perioade de modificări hormonale și de schimbări bruște în plan emoțional. Cum îi abordăm pe adolescenți? Spre deosebire de copii, adolescenții primesc mesajele părinților dacă apar în formă indirectă, fără să sune a reproș sau a predică. Și o să vă mai citesc ceva despre trezirea sexuală. Între 14-18 ani, organismul unei tinere se schimbă sub influența hormonului feminin, cunoscut ca estrogen. Acesta este procesul care conduce o fată spre atingerea dezvoltării organice adulte. Organismul băieților începe să se schimbe pe la 12 ani, cam cu 2 ani mai târziu decât fetele. Vocile lor devin mai grave și încep să aibă pilozități pe piele între 14 și 15 ani. În medie, băieții se rad pentru prima dată la această vârstă. În afară de transformări apare dorința sexuală și punerea ei în practică. Ca părinți, este esențial să ne informăm în mod corespunzător pentru a-i putea sfătui pe tineri și a-i pregăti astfel încât să se evite experiențele neplăcute. Indiferent de alegerea lor, este important ca să facă sex protejat. Pentru aceasta, cel mai funcțional element este prezervativul, fiind însă nevoie să discutăm problema și să îl informăm pe tânăr cu privire la caracteristicile și utilizarea lui. Da, și ca și părinte, fii sincer, discută cu perechea ta despre experiențele tale sexuale și despre orice infecție cronică. Și de asemenea, este necesar să prevenim sarcinile, este esențial să nu se producă o sarcină neplanificată, iar adolescenta trebuie să știe că dacă a rămas însărcinată, nu ar trebui niciodată să țină secret acest lucru. Este important să spună părinților și medicului pentru a găsi calea cea mai optimă și a depăși această situație. Da? Cam acestea sunt provocările acestui stadiu, adolescența. Este un stadiu frumos și este bine să rămânem echilibrați, pentru că acum începe să se formeze practic și echilibru după furtuna preadolescenței. În adolescență se mai așează lucrurile, așadar fiți responsabili, dragii mei. Bun, până data viitoare rămâne aceeași temă valabilă, deci tema cu eu în imagini. Și aveți cele trei părți din ea, da? Deci mica copilărie, a doua copilărie, preadolescența și adolescența, da? Ce veți face? Veți lua imagini cu voi din acele perioade și veți scrie câteva lucruri despre voi, cum erați voi, care este temperamentul vostru, ce tip de inteligență aveți acum în adolescență, cum vă simțiți acum în adolescență. Deci, până data viitoare, be happy, be bright, be you, stați safe la voi acasă!